Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, legislativ ar accede 3 partide, potrivit datelor prezentate de Magenta Consulting, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține mai multe voturi decât socialiștii și Partidul Șor împreună. Același sondaj arată că dacă duminica următoare în municipiul Chișinău ar fi organizate alegeri, actualul primar Ion Ceban ar obține majoritatea voturilor. În timpul prezentării, autorii studiului au scăpat o gafă pe unul dintre slide. Potrivit sondajului prezentat astăzi de compania Magenta Consulting, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 3 formațiuni politice ar accede în legislativ. Astfel, cele mai multe voturi ar acumula Partidul Acțiune și Solidaritate, care în urma redistribuirii voturilor celor indeciși ar acumula 36% din sufragii. La mare distanță se poziționează Partidul Socialiștilor cu 19%, în timp ce Partidul Șor ar obține 15%. Partidul Comuniștilor, care în actuala legislatură a acces în Parlament într-un bloc comun cu PSRM, nu va trece de pragul electoral, mai arată datele sondajului. Pentru 63% noi analizăm fiecare vot, iar pentru 23% noi împărțim votul în doi, deci 0,5 din vot. Dacă noi analizăm și metoda de likely voters, noi observăm că Partidul PAS acumulează 36%, PSRM 19% și Partidul Șor 15%. Același sondaj arată că dacă duminica viitoare s-ar desfășura alegeri locale, actualul primar general al capitalei Ion Ceban ar obține un al doilea mandat. În timpul prezentării s-a strecurat o gafă într-un slide despre numele politicienilor mai puțin cunoscuți. În imagine a apărut o inimioară pe care scria de clarificat mâine cu clientul dacă prezentăm acest slide. Este o listă vădit pentru cub. Am evaluat și unele personalități politice. Contactat pentru o reacție, directorul general al companiei a declarat că a fost o eroare tehnică admisă din neatenție de o colegă de-a sa. Cedric Newman a comandat la noi 3 cercetări foarte mari, una pe politică, alta pe mediul de afaceri și a treia drepturile omului și minorităților. Întrucât au fost foarte multe obiective și au fost testate foarte multe, cum să zic, probleme din societate, noi am decis să minimalizăm această prezentare și să arătăm partea care ține de probleme, partea de alegeri locale și partea de alegeri eventuale parlamentare. Acum, unele întrebări noi am considerat că nu trebuie să fie în prezentare pentru a nu duce în eroare opinia publică. Studiul a fost realizat la comanda Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, pe un eșantion de 1421 de respondenți, în perioada 11 ianuarie-6 februarie. Marja de eroare este de 3%.